inițiativă locală, dezvoltare regională. Știrea săptămânii. Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională și beneficiarii Direcției Fondurilor Europene au semnat până la data de 22 octombrie 2014 117 contracte ce vizează reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea a 117 unități de infrastructură școlară preuniversitară. Proiectele cuprind lucrări de reabilitare termică, renovarea infrastructurii clădirilor și îmbunătățirea confortului interior a spațiilor destinate studiului în școli. Durata estimată de implementare a proiectelor este cuprinsă între 9 și 15 luni și de acestea vor beneficia 315 unități școlare. Investițiile în aceste lucrări sunt asigurate de axa prioritară 3 a programului Regio, domeniul major de investiție 3.4, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, domeniu ce a beneficiat la finalul anului 2013 de o suplimentare a bugetului de peste 150 de milioane de euro cofinanțare de la Uniunea Europeană, bani alocați de la alte programe operaționale. Biblioteca Județeană Panaiti Strati, un pol de dezvoltare a turismului cultural în județul Brăila. Biblioteca este o instituție cu un rol foarte important în societatea de astăzi. Este nu numai un loc al cărții și al informării, este un lăcaș de cultură și de educație, este un loc al dezbaterilor, al întâlnirilor, un loc de socializare și de petrecere a timpului liber. Putem spune, deci, că biblioteca modernă este un spațiu al comunității. În cadrul proiectului despre care discutăm, respectiv Biblioteca Județeană Panaiti Strati, un pol de dezvoltare în turismul cultural al județului Brăila, este ceea ce noi ne-am dorit de foarte mult timp, respectiv realizarea unui complex arhitectural, un complex care a avut de pus în valoare clădirea existentă și realizarea prin proiect a unei construcții noi. Această clădire, noul sediu al Bibliotecii Județene Panaiti Strati din Brăila, este construită pentru a fi o bibliotecă modernă. Serviciile tehnice au spații speciale la etajele 2 și 3. Depozitele de carte sunt găzduite de subsolul generos al clădirii, care este foarte bine organizat și funcțional. Spațiile pentru public sunt dispuse la parter și etajul 1, și anume la parter se găsesc ludoteca și mediateca. La etajul 1, sala de lectură într-o încăpere foarte mare și foarte luminoasă, secția de referințe electronice și internet și de asemenea există un spațiu expozițional. Toate aceste spații pentru public permit, pe lângă serviciile tradiționale oferite utilizatorilor, și organizarea de evenimente, expoziții, lansări de carte, simpozioane, spectacole, teatru, chiar cursuri și ateliere pentru deprinderea anumitor abilități. La etajul al treilea se află două săli de studiu și o sală de activități. Este în plină desfășurare o activitate de amploare, clubul de vacanță, aflat la a doua ediție. A avut un impact uriaș în cadrul utilizatorilor noștri. Este adresat copiilor și adolescenților care își pot petrece timpul util și plăcut în vacanța de vară. Numărul participanților numai în luna iulie a fost de aproximativ 3500, deci cam 200 de copii și adolescenți au fost găsiți de biblioteca noastră zilnic. Spuneți-mi, cum se simt copiii aici?
Le place foarte mult, sunt încântați și le dezvoltă foarte mult creativitatea acest atelier, pentru că îmi vine și desenul, îmi vine și îndemânarea mâinilor și foarte mult le dezvoltă creativitatea. E un atelier foarte interesant. Un atelier de sticlărie într-o bibliotecă, cum vi se pare ideea? Ideea este extraordinară. În primul rând este primul workshop din România realizat pe tehnica fuziune. Copiii au lucrat extraordinar, plin de creativitate. Suntem în sala de lectură, care este compartimentată pe mai multe zone. Suntem în zona catalogelor electronice, OPAC. Tot aici se poate consulta baza de date Lex Expert. Cât de des veniți la bibliotecă? Destul de des, frecvent, ca să zic așa. Și vă ajută? Bineînțeles că mă ajută, orice bibliotecă ajută. Da, pentru că biblioteca aceasta are un fond bogat de carte și chiar acum caut ceva despre domnia lui Mihnea al III-lea Radu și am găsit aici ediția din 1963, este cea mai bună ediție. Cu alte cuvinte, nu avem probleme, așa spun de vedere, al fondului de carte la biblioteca aceasta. Municipiul Brăila a fost dintotdeauna un oraș cosmopolit în care au fost diferite culturi care s-au îngemănat și au creat până la urmă o populație care a iubit cultura și arta. De aceea considerăm că în mod direct, prin activitățile bibliotecii, vom pune în valoare și aceste identități culturale ale orașului în contextul regional. Această construcție a fost realizată în perioada 2010-2013. Valoarea totală a investiției a fost de 12.375.000. Avantajele din punctul nostru de vedere sunt enorme. De ce? Pentru că bugetul Consiliului Județean a fost degrevat de aceste sume. Sume pe care le-am putut folosi pentru alimentare cu apă la comune, pentru realizarea altor obiective. Dar ceea ce pot să vă spun este că o parte din aceste sume au fost și contribuția Consiliului Județean Brăila. Reabilitarea și modernizarea campusului Tudor Vladimirescu al Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași. Campusul studențesc Tudor Vladimirescu, ce aparține Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, are în componența sa peste 8.000 de studenți. Multe persoane spun că este ca un mic oraș în orașul Iași, care fără Tudor ar fi lipsit de activitate și de o viață atât de dinamică și de tinerească, să spunem. Acest campus a fost pus în funcțiune în anul 1968, în primele 4 cămine, de la T1 la T4, iar finalizarea campusului a fost în 1982 prin căminele T20 și T21.
anii 2008-2009, împreună cu conducerea universității, am abordat o investiție europeană prin programul operațional regional. Atunci, practic, nu prea știam în ce ne băgăm, dar prin multă muncă și prin multe companii care au fost alături de universitate în calitate de consultanți, s-au obținut o investiție de 67 de milioane de lei, circa 16-17 milioane de euro, atenție, prin care contribuția noastră ca beneficiar este doar de 2%, restul de 98% sunt fonduri nerambursabile. Această investiție a avut 5 mari linii de activitate. S-au reabilitat 12 cămine, s-au anvelopat printr-o metodă foarte modernă și eficientă de conservare a energiei termice, și anume prin vată minerală și prin tablă. Alimentarea cu agent termic prin conductele, prin rețelele termice a fost toată schimbată. Era, cum am spus mai devreme, din anul 1968 vechea rețea termică. Practic au fost schimbați 2 km de rețele termice și totodată 2 km de rețele electrice prin care transportăm energie electrică în sistemul național. S-au renovat două terenuri de sport. Unul cu o suprafață de 900 de metri pătrați, iar celălalt cu o suprafață de 1900 de metri pătrați. Acesta din urmă este și acoperit, deci studenții și sportivii pot juca fotbal sau orice alt sport și în anotimpul rece. Este dotat și cu tribune, cu gradene. Al patrulea obiectiv al nostru a fost funcționalizarea cantinei studențești, care de circa 14 ani nu mai exista în campusul nostru. Această cantină are o capacitate de servire a mesei pentru 1000 de persoane zilnic. Studenții pot servi atât prânzul cât și cina, începând de la ora 12 până la ora 20 seara. Cel mai important obiectiv al proiectului a fost instalarea două module de cogenerare. Fiecare modul are la rândul lui două motoare de cogenerare, unul de o putere de 0,6 MW și celălalt de o putere de 1,2 MW. Practic, campusul a fost debranșat de la alimentarea orașului cu agent termic și nu numai că producem căldura necesară în camerele studenților, suntem și producător omologat al statului român de electricitate. Avem o economie la electricitate de 32% față de acum 3 ani. La partea de agent termic și de căldură, la gigacalorii, cum spunem noi, este o reducere de 13%. Acestea înseamnă sume foarte mari. Știți că în ultimii ani, atât gigacaloria cât și kilovatul lor au crescut foarte mult, iar noi, ca universitate, am reușit să facem economii. Taxa, tariful de cămin a rămas același, de circa sub 100 sau 100 de lei pe lună, dar confortul termic și confortul de a sta în cameră prin aceste investiții a crescut foarte, foarte mult pentru student. Este implementat și un sistem de Building Management System, BMS, cum îi spun constructorii. Ei, practic, prin acest sistem, fiecare student va putea, printr-un soft instalat pe computerul personal, să-și seteze temperatura din cameră. Pentru noi, administrativ, acest sistem de BMS este foarte util, pentru că în vacanțele studenților, de 2 sau de 3 săptămâni, atât de iarnă, de primăvară, și cele de vară, putem să punem la nivel de avare alimentarea cu energia căminelor. Până acum, dacă aveam o persoană care era de altă religie, vă dați seama, nu puteam face discriminări la sărbătorile pascale și rămânea în cămin, trebuia să dăm căldură în tot căminul, ceea ce era și normal, dar erau costuri fenomenal de mari. Ei, acum putem da exact căldură cât este necesar pentru fiecare cameră.
acest proiect cam a schimbat mentalitatea de lucru a echipei. Sarcinile s-au dublat sau chiar triplat și s-a muncit mai mult cu sufletul decât pentru o remunerație financiară. Dar ne încântă foarte mult când mergem în campus și vedem investițiile făcute și cât de bine se simt studenții. Categoric mai sunt multe lucruri de făcut, dar în mod cert a început să ne placă și cred că vom mai aborda încă un proiect pe noile fonduri structurale 2014-2020. Inițiativă locală, dezvoltare regională.